Și acesta este main stage-ul. Dăm de aici din casă informații. Tocmai ce am vorbit cu Grace și a ieșit bine interviul. Șoferul vostru favorit de la Middle Beast sunt eu. Bărbații sunt într-o parte, femeile mai merg vreo 200 de metri. Loc special amenajat pentru orele de rugăciune. E foarte interesant că trebuie să bați la ușă cumva să se deschidă. Hai! Media. Și tocmai am ajuns la Soundstorm 2022 aici în Riad. Haideți să descoperim acest loc pentru că pare de aici de la intrare că va fi foarte fain. Sunt câteva scene foarte mari, totul este foarte curat și foarte fain. Haideți să vedem cum va fi. Sunt foarte curioasă și excited în același timp. Și acesta este main stage-ul. Este scena principală a festivalului, este la fel de mare ca cea de la Tomorrowland, am impresia. Foarte fain. Acum o să vedeți că muzica este oprită pentru că este oră de rugăciune, iar în momentul în care rugăciunile se termină, muzica pornește. Este foarte diferit față de ceea ce am văzut în Europa și în alte părți. De asemenea, festivalul acesta are încă 6 scene, 3 sunt destul de mari, iar restul sunt mai micuțe. O să le descoperim imediat pentru că noi tocmai ce am ajuns aici. Are you ready? Deci în aceste momente ne simțim exact ca la Tomorrowland, când mergeam cu aceste buggy-uri sau cum se numesc ele. Acum mergem să facem interviu cu A-Craze. Sunt foarte curioasă cum o să iasă, o să vi-l arătăm și vouă. Și momentan suntem în spate, practic așa arată. Dăm de aici, din casă, informații, din backstage-uri. Și am tocmai ce am fost pe scenă cu Bee Jones și Gordo și sper că urmează și altele. Tocmai am ajuns în zona de unde se realizează interviurile, destul de departe de zona de presă și de festival. A trebuit să luăm acel shuttle sau buggy, bogey, abar n-am cum se cheamă. Și acum așteptăm să facem acel interviu cu A-Craze. Trebuie să mergem chiar acolo, văd că sunt mai multe săli. Foarte fain că este ferit cumva de zgomot și nu este ca la alte festivaluri unde se intercala muzica cu ceea ce spunea DJ-ul, deci totul e foarte bine gândit aici, chiar au un mare punct din partea mea. Artist Village. Nu e bine pe aici, ne-am pierdut. Găsim noi până la urmă. În doar câteva momente o să vină A-Craze aici ca să-i luăm interviu. Nu sunt foarte mulțumită de zonă, sincer, era atât de frumos înăuntru, nu se auzea muzica. Am impresia că trebuie puțin DJ-ul să vorbească mai tare ca să acopere muzica de pe fundal. Părerea mea este că era mai frumos înăuntru, dar și aici este o zonă chiar foarte frumos decorată pentru ei. În spatele meu se joacă ping-pong, se jucau înainte. Da, altceva, parcă este foarte diferit față de Tomorrowland. Cred că am încercat să-i copieze și chiar le-a ieșit chiar mai bine, să zic așa. Și colegii ceilalți își setează, își montează acolo toată aparatura. Da, noi nu am vrut acest interviu, adică nu am solicitat, dar nu suntem deloc supărați pentru acest lucru. Cu siguranță va ieși foarte fain. Tocmai ce am vorbit cu A-Craze și a ieșit bine interviul și sunt foarte happy pentru că ciuda faptului că mi era un pic fric și mă gândeam că poate înclănță-ne dinții așa, nu s-a întâmplat nimic și totul a decurs perfect, așa că o să vă invit să urmăriți acest interviu pe EDM Nomad, acolo o să vedeți integral tot videoul de la interviu. I'm so happy to be back. Last year was truly incredible. I mean, the festival is one of a kind. Acum noi ne mai plimbăm puțin pe aici, cred că ar trebui să ne întoarcem cum ar veni spre media și spre zona de festival, dar haideți să mai vedem ce mai găsim, poate ne întâlnim cu artiștii pe aici. Voiam să vă invităm înăuntru, am stricat după hardware, dar nu era nimeni aici momentan, văd că are două locuri special amenajate pentru el. V-am spus, Tiesto, David Guetta, toate sunt eu aici în față, înainte de show ei apar aici și este interesant să fim chiar în această zonă de unde ei practic se pregătesc înainte de show. Nu avem încă succes, să zicem că am văzut nu știu ce DJ pe aici apărând, dar probabil că dacă stăm mai mult, cu siguranță vom vedea.
nu știu cum să zic, dar se vede bugetul arabilor foarte bine aici. Și de la producție, de la LED-uri, noi n-am reușit să ajungem la main stage încă, dar unde am fost în dance tent-ul respectiv, erau niște ecrane LED imense, erau lumini foarte, foarte interesant, adică într-un stat unde este islam și sunt atât de multe rugăciuni și restricții, să vezi un festival de o asemenea mergură chiar este de lăudat și cu siguranță în următorii ani se vor extinde și vor atrage și mai mulți turiști și mai mulți oameni care vor veni aici la festival. O să facem acel tur de care am promis și la restul scenelor, dar am fost ocupați cu interviul și cu siguranță vom ajunge și acolo. Șoferul vostru favorit de la Middle Beast sunt eu. Haideți să vedem. Asta pare la accelerație, dar unde e cheia? Ne-a zis, veniți aici și așteptați sau luați, sau, dar ce să iau? Nu-i vreo cheie pe aici? A, nu. Și dacă găsiți cheia și facem un tur al acestui festival alături de mine. Că nu putem să mergem și noi cu aceste mastrogoanțe. Nu știu. Dar oricum, foarte fain. Deci chiar suntem în zona asta de artiști. N-am văzut niciun artist. Dar îmi place cum arată. Hai, pornește și dăm peste Klaus. Pierd festivalul! Dați-mi cheia! Deci noi și artiștii am cerut din acel buggy în care încercam eu să conduc, să caut cheia. Am ajuns în această mașinuță care se plimbă artiștii și îmi place foarte mult. A zis domnul că nu știe unde e Media Center-ul, dar nici nu prea pasă. Poate să-mi facă un tur așa, ar fi foarte fain. Deci, ca la Tomorrowland, să mergi cu mașina artiștilor, e un sentiment foarte frumos. Nici noi practic nu știm să explicăm unde este centru, pentru că e foarte mare festivalul. Nu știu unde am venit de acolo. You need the near the Big Beast or Media? Media. I don't know exactly place where it is. But I asked somebody, guys. Okay. Okay, that's perfect. Excuse me, what is the media? Media? Yeah. That side? Și iată-ne, ne-am dat jos din mașina artiștilor. Și era o confuzie totală la un moment dat, ar trebui să ne ducă încolo, să ne ocolească pe la parking, nu știu exact. Dar am văzut scena principală și am zis că ne încercăm norocul pe aici. Măcar până ne oprește cineva, măcar îi trebuie să vedem despre ce e vorba. Și oricum e departe, eu cred că 15-20 de minute poate până la Media Center. Dar așa ca un boschetar, mergem să cunoaștem artiști. Noi nu știm cum arată fața scenei, dar măcar și din spatele. Clar n-ați mai văzut în niciun vlog imagini din spate. Mereu vedeți din față, de acolo de unde este toată lumea. Și noi vă arătăm exact ce e mai fain, exact ceea ce multă lume își dorește. Să fie în backstage, să fie lângă artiști, să fie cu ei. Și îmi pare rău că nu am postat și cele de la Tomorrowland și la câte zeci de festivaluri am fost anul acesta. Dar de acum încolo voi posta și vom face vloguri de la fiecare festival. Am încercat să intrăm, dar trebuie un pes. Poate scoatem pe ăla de la conferințe, poate cât de cât, dar oricum nu reușim să-i păcălim așa, știi? From Paris, I'm a magician here, I work here, I will show you something very crazy now. You wanna see? Yes, of course. Okay. So take this one also. Okay. So which one you like? This one or this one? What do you choose? This you choose, one. You choose this one? Yes. Oh, okay. So what I will show you now, you never seen now. Okay. You see? So they are real ball, huh? Okay? Watch this. Have a nice evening. You bye too. Bye. Thank you. Take care. Amazing. Bye.
oficial a început a doua zi de festival. Pe scenă, în spatele lui Klaus, se află Salvatore Ganacci. O să mergem și noi chiar acolo pe main stage să vedem cum arată. N-am văzut-o noaptea, că ieri eram ocupați. Și în spatele meu este un Porsche. Dacă cumva vă interesează să cumpărați, veniți aici cu vreun prinț ceva, puteți să achiziționați din gama Porsche mașini. N-am prea înțeles ce caută asta aici, dar aici poate sunt oameni cu bani și vor să cumpere mașini când sunt la festival. Haideți să mergem să facem un tur, să vedem cum arată noaptea. Foarte frumoasă zona aceea de scene underground, mi-a plăcut la nebunie, sunt 5 scene acolo. 5 sau 4? Câte sunt? Sunt 4 scene de fapt. Foarte fain, mult mai interesant față de alte festivaluri. Au și partea aceea chiar reușită. Hai să vedem și main stage-ul și ce mai ne oferă acest festival. Oamenii de aici mi se par că sunt foarte faini, toți zâmbesc. Am mai auzit situații că nu sunt prietenoși, nu știu, eu n-am întâlnit încă. Măcar am reușit să intrăm aici pe culoar, la main stage. Nu e lume, nu știu, mi se pare așa de gol pe aici momentan. Dar e fain, ce mult spațiu e de obicei mai strâng la alte festivaluri. Ai loc să bagi o mașină aici, să faci drifturi. Și LED-urile astea, îmi imaginez cât au costat și toată aparatura, producția. Okay, see you soon. Anyone from the crowd, call me, please. Ca o noutate față de alte festivaluri, nu ne-a lăsat să stăm în partea aceea, ne-au pus aici toți de la media, în acest loc, nu știu cum să-i spun, îngrădit. Dar tot e bine, se vede frumos de aici. Oricum sunt singura de aici care dansează. Oamenii sunt mai serioși, nu-i ca la alte festivaluri. Cred că e printre primele lor festivaluri, adică e a treia ediție care se organizează. Nu știu cine e Luciano ăsta, dar sună un pic ca o melodie românească. Foarte interesant. Thank you.
a venit ultima zi de festival. Ziua a treia în care vor mai fi foarte mulți artiști foarte faini pe scene, dar parcă am așa regretul ăsta că se termină. Este foarte mare acest festival. Țin să cred că ajunge acolo să egalizeze așa Tomorrowland la foarte multe lucruri și mi se pare că are un mare punct și o să ajungă foarte departe acest festival. Am ajuns în zona asta de food court ca să vă arătăm care sunt prețurile. Sunt 100 de astfel de spații amenajate pentru mâncare în tot perimetrul festivalului. Și vrem să facem așa un tur, să vedem că noi nici n-am ajuns spre zona aceasta să ne uităm la mâncare. Prețurile sunt accesibile, 33, 40, 45, similare cu festivalurile din România, cred. Hello. Hi, o apă. Hello. O apă este 8 sau 10 riali. Toată lumea îmi place că efectiv când vede camera îți dansează, ne face cu mâna. Un burger este 55. Este o zonă și de pui, am văzut în partea cealaltă ceva cu chicken, în alte kudu, jolt, nu știu exact ce sunt firmele acestea. Sunt specifice locului. Partea care nu o să placă la toată lumea este că nu se găsește băuturi alcoolice. Era normal. Până și Timi Trumpet ieri pe scenă arunca cu apă. Știm cu toții cum arunca cu șampanii la toate festivalurile. De data asta era cu apă plată în mână. Dar cred că dacă ar fi avut băuturi alcoolice aici, ar fi avut vânzări foarte mari. Însă ei găsesc, nu știu, niște variante de a fuma ceva sau o chestie care mi se pare că se amezesc un pic. Dar nu e băutură, că nu știu de unde, doar din aeroport dacă o procură, nu știu exact. În schimb, asta este zona de relaxare și în partea aceea sunt alte scene foarte mari. O să mergem și să mai filmăm ceva și de acolo, nu mai lungesc acest video pentru că trebuie să ne rămână spațiu pentru a filma DJ-ii de pe scenă. Au aici, în mijlocul festivalului, amenajată o zonă destinată designerilor de aici și o zonă de make-up, dar oricum pe toată lumea am văzut că e machiată cu bun simț, nu o să vedeți bling-bling și mai știu eu ce, totul e foarte finuț. Iar în materie de haine, nu are nimeni treabă, doar că așa ca femeie trebuie să fii totuși acoperit, nu poți să îți permiți pantaloni scurți sau cum sunt alte festivaluri din Europa, să vii în sutien sau așa exclus. Dar dacă ești decent îmbrăcat, totul e perfect. Ce bună e o geacă din aceea din spatele meu seara. Ziua este foarte caldă, aproape până la 28-30 de grade, dar seara se răcește foarte mult pentru că suntem în deșert și undeva la 15-16 grade pe acolo. Și acum am ajuns la zona aceasta de toalete. Bărbații sunt într-o parte, femeile mai merg vreo 200 de metri. Am vrut să vă zic că ideea asta de a nu se suprapune, de a nu se întâlni bărbații cu femeile pe aici. Și ceea ce este nou pentru festivalul și ceea ce noi am văzut până acum sunt aceste prayer rooms. Am văzut și în partea cealaltă loc special amenajat pentru orele de rugăciune. În timpul festivalului, practic, cred că de vreo 2 sau 3 ori se oprește muzica complet timp de o jumătate de oră. Este un program afișat acolo cu orele de liniște în care efectiv nu mai se aude absolut nimic și doar cei care se roagă. Este foarte nou, complet diferit față de ce știm, dar trebuie să le respectăm până la urmă religia și mi se pare foarte interesant că au putut să aducă un astfel de festival aici, într-o zonă unde este credința atât de puternică. Uite, bărbații sunt credincioși aici, se descalță la intrare. Noi am văzut și de la hotel, erau chiar pe stradă, pur și simplu, și-au așezat covorașul și la ora de rugăciune erau acolo, în mijlocul străzii. Și după 200 de metri am găsit și toaletele destinate femeilor. Dar oare de ce sunt acești bărbați care păzesc toaletele? În elicopterul pe care îl vedeți în acest moment, cred că se află unii dintre DJ-ii care vor mixa în această seară. Fiecare DJ poate să-și aleagă dacă vrea să vină cu elicopterul sau nu la festival. Pentru că în trafic, vă spun, este destul de anevoios în cazul în care o să ajungeți aici. Trebuie să vă gândiți cu ce o să veniți, pentru că
e destul de complicat, a fost un ambuteiaj aseară, am stat aproape 3 ore până am ajuns înapoi la hotel și într-adevăr traficul este o mică problemă, un lucru care mie nu mi-a plăcut aici. Dar probabil au și ei autobuze și se vor mai și dezvolta în următorii ani. Iar ceea ce este în spatele meu este harta festivalului. Sunt 7 scene, cred că prima dată am zis că sunt 5, nu? Sunt 7 scene. Și ceea ce văd eu acum, uite Wi-Fi. Noi ne-am chinuit cu datele noastre, dar uite că au Wi-Fi. Nu doar în centrul de presă. Hai să încercăm să vedem dacă ne putem conecta. Lucruri pe care le aflăm în ultimul an, în ultima zi. Da, trebuie să ne logăm cu datele. Ne-am logat cu succes, ne-au cerut număr de telefon, anul nașterii, numele și adresa de mail. Chiar prinde foarte bine ca să putem filma și să fim și în contact cu restul oamenilor și să putem posta pe social media. Haideți să vedem că după această zonă se află ceva magazine, din ce am văzut. Să intrăm la zona de presă și, în general, dacă sunteți din partea de staff, e foarte interesant că trebuie să bați la ușă cumva să se deschidă. Hi, media. Thank you. Vedeți, totul e secret. Hi. A zis mashallah, ceva de genul ăsta. Am intrat. Uitați-l cum se uită așa după... ca la închisoare, gen. Funny. بس انا رايح ربع ساعه. ايوه انا هذا اللي ابغاه. Și zona de conferințe. Ieri a venit David Guetta cu Morten și noi ne îndreptăm la mâncare, ca așa facem noi când venim la festival. Hai să vedem ce au astăzi. În fiecare zi e diferit. Aici sigur e ceva cu carne și în special picantă. Și aici da, și scalde. Sandwich-uri, prăjituri, cafea, apă, sucuri, tot ce ai nevoie. Craziest party in the world, right here in Riyadh, in Saudi Arabia. I'm Afrojack. This was the fucking best weekend of the year for me. If you had the best weekend of the year, one more time, make some noise for Middle Peace! Și acesta a fost vlogul nostru crazy de aici, din Riyadh, de la Middle Beast. A fost superb. Sper că v-a plăcut și vouă și urmăriți-ne. Vom merge la multe festivaluri de acum încolo, așa că urmăriți-ne. Ce mai contează? Nu mai știu ce să zic. It's over.